Bună ziua, suntem la dezbaterea Centrului Român de Politici Europene găzduită de Hot News în cadrul proiectului pe care Centrul Român de Politici Europene îl implementează, Dezbatem Politici, Creștem Expertiză, finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative. Ciprian Ciucu, director de programe al centrului, este alături de noi. Bună ziua și Bună ziua. Alexandru Ghiță, care este expert afiliat exact pe domeniul pe care l-am supus astăzi dezbaterii noastre. Bună ziua! Bună ziua! Am avut discuții despre, și deja le-am răspuns cititorilor și celor care au pus întrebări, legate de un subiect care este fierbinte, dar este și foarte tehnic, regionalizarea. Tema specifică a proiectului nostru și a raportului pe care vom publica și pe care îl veți publica în curând este legat de zonele urbane funcționale. De ce și care este legătura între zone urbane funcționale și regionalizare? De care avem nevoie mai întâi? Cred că avem nevoie de amândouă în același timp, pentru că zonele urbane funcționale ar trebui cumva gândite și cuprinse în procesul de regionalizare, descentralizare, că trebuie să fie mult mai bine fundamentat, pentru că până acum nu avem date suficiente despre cum ar fi cel mai bine să facem regionalizarea. Avem o viziune politică care nu este însă suficientă și nu este bine explicată, pentru că regionalizarea presupune în primul rând să iei competențe, deci regionalizarea și descentralizarea, să iei competențe de la un nivel de administrație să-l duci la altul. Asta înseamnă servicii publice în special și bugetele lor aferente. Și din viziunea care ne-a fost până acum explicată de către minister, vor fi menționate inclusiv județele. Și atunci vom avea patru niveluri de administrație. Primul nivel, cel local, unde avem comune, orașe, municipii și așa mai departe. Al doilea nivel este cel județean. Al treilea nivel, cel regional anunțat. Și al patrulea nivel, cel central. Acum să ne gândim dacă se vrea să se ia, așa cum s-a anunțat, din competențe la nivel central, să nu fie duse la nivel regional, adică care este încă un nivel în plus de administrație, cu costuri aferente, ci duse la nivel județean, avem noi capacități să livrăm acele servicii la nivel județean, ci vorbim de servicii de sănătate, educație, utilității deja sunt la nivel local și alte tipuri de servicii. Atunci ne întrebăm, de ce avem nevoie să ducem care dintre servicii, inclusiv e vorba de administrație fiscală, interacțiunea cu cetățeanul la toate nivelurile, pentru un cazier, pentru un pașaport, pentru orice, unde interacționează cetățeanul cu administrația publică. Bun, ca să zici ce servicii trebuie să iei de la centru, să duci la județ, ai nevoie de studii. E nevoie de pilotări, ai nevoie ca să vezi cum se întâmplă acest lucru. Numai că nu cred că ar fi eficient. Noi vrem ca să scădem costuri, nu să creștem. Asta înseamnă că trebuie să iei servicii la nivel județean, să le duci la un nivel superior, nu central, bineînțeles, și regional. Pentru că toate țările civilizate care fac acum, care au trecut prin astfel de reforme, au desființat comunele mici, care sunt ineficiente și de multe ori, să o spunem, chiar generatoare de corupție, și le-au comasat și au făcut unități administrative teritoriale mai mari, da? Care să servească zone geografice mai largi. Pentru că asta este guvernarea modernă. Nu ca să facem un sistem neofeudal în care să avem baroni la nivel județean, ca să spunem unor conți de la nivel regional. Aici acesta este un proces mai degrabă politic, nu administrativ. De aceea zic că în acest moment, așa cum este oferită, reforma administrativă sau reforma de regionalizare, descentralizare, nu este suficient. Mai ales că avem nevoie, România are foarte, foarte mare nevoie de o reformă teritorială administrativă. Asta înseamnă că sunt localități care nu se pot susține economic. Toate au fost upgradate nesustenabil. Adică indicatorii macroeconomici, sociali, culturali, nu le justifică existența de a fi. Adică satele au devenit comune, comunele au devenit orașe, orașe au devenit municipii și atunci ele nu justifică existența. Vă închipuiți la o comună care n-ar trebui să fie, de fapt, comună, ar trebui să fie sat, ai o primărie în plus, cu costuri aferente, cu corupție poate aferentă. Deci asta era prioritatea României. Bineînțeles că procesul să fie foarte bine gândit și integrat împreună cu regionalizarea și descentralizarea. Asta ia timp. Nu poți să o faci într-un an.
Chiar dacă ai spatele politic, ai parlamentul, ai nevoie de experți. Și experți care să vină cu propriile lor soluții și nu care să justifice decizii politice deja luate. Adică ai nevoie de valoare ex-ante și nu ex-post. Adică am decizia și fac așa valoare care să-mi justifice mie decizia. Avem o scurtă precizare, avem voința politică, adică își permit autoritățile centrale și mulți experți cheie care sunt doar teoreticieni și specialiști pe domeniile lor, își pot permite să facă o astfel de reformă ambițioasă și să o ducă până la baza sistemului, adică să renunțăm sau să reformăm acele mii de localități mici, astfel încât să le aducem. Asta ia timp și studii și aici Alexandru Ghiță se pricepe mai bine decât mine la cum trebuie să fie desenate efectiv. S-a discutat foarte mult pe tema asta de cum desenăm regiuni, cum redesenăm unitățile administrative teritoriale. Problema majoră este că în momentul de față se ține cu dinții de de niște unități administrative care nu se mai explică din punct de vedere funcțional. Și aici intervine și partea de fragmentare excesivă. Comunele din România sunt fragmentate, reprezintă cea mai mare fragmentare de unități administrative teritoriale. Arată din Europa. Nu știu dacă din Europa, nu cred că este neapărat din Europa, dar din punct de vedere al dimensiunii nu se explică. Pentru că există comune cu foarte puține sate, cu o populație foarte mică și toate, cum a spus Ciprian, au autorități locale. Nu se pot întreține, nu pot plăti salariile administrației, drept urmare trebuie să primească bani de la stat, ca și restul nivelurilor. Problema este, tot cum a spus Ciprian, problema este că se vorbește numai și numai de descentralizarea puterii și aducerea unor responsabilități noi la județe. Regionalizarea nu înseamnă numai asta. Înseamnă să luăm și de la actorii mai mici, care nu au posibilitatea să facă ceva concret, și să aducem la un nivel care poate coordona la nivel regional în cazul acesta, care poate coordona o acțiune de, nu știu, dezvoltare a infrastructurii și așa mai departe. Dezvoltare integrată, îmi găsesc de cuvântul, să ne dezvoltăm împreună, să creăm capacități la nivel regional, oameni care să gândească strategic. Dom'le, care sunt prioritățile de dezvoltare regiunii? A, B, C, D. Bun, punem bugetele acolo și avem grijă că acele prioritățile să se întâmple. Da? Dacă nu faci o planificare strategică prealabilă, dacă nu ai o strategie de dezvoltare, dacă nu știi unde vrei să ajungi, dacă nu știi ce nevoi ai, așa o să ai un shopping list de dorințe foarte mărunte ale tuturor. Și atunci bugete foarte mărunțite cu impact limitat. Ai nevoie de bugete mari, de proiecte mari, de capacități. Pentru că o primărie, nu știu, dau un exemplu la întâmplare. Sunt mai multe localități care probabil se cheamă Vulturești, nu știu și eu. Vă dați seama că ea nu o să aibă capacitatea să gândească proiecte, să-și asume financiar. Da? Și atunci întrebarea este cum îi facem pe acești oameni să lucreze împreună? Pentru că în România cea mai mare problemă la toate nivelurile administrației este colaborarea și coordonarea. Sunt cele mai mari probleme, de fapt. Cum îi faci? Și acum avem două modeluri pe care Alexandru Ghiță le-a studiat. E vorba de asociații de dezvoltare intercomunitară și despre grupuri de acțiune locală. Nu sunt foarte eficiente. Pentru că oamenii preferă, de exemplu, pe finanțări europene sau chiar pe finanțări naționale să implementeze proiecte singuri. E mai ușor, nu trebuie să te coordonezi cu alții. Dacă vrei ca să faci o achiziție, nu o cum, faci singur, nu o faci cumva politicul ia încuraja să facă așa? Bă, da, e o problemă inclusiv politică și de cultură politică. Întrebarea este cum găsim acele mecanisme prin care să îi determinăm să colaboreze. Și asta este cea mai grea întrebare. Pentru că dacă vorbim de zone urbane funcționale, tema noastră, acum aceste
aceste ADI-uri, Asociații de Dezvoltare Intracomunitară, nu sunt eficiente pentru că funcționează pe principiul unanimității și există ADI-uri cu 75 de membri și 75 de primari diferiți, la partide diferite, care funcționează pe principiul unanimității. Vă dați seama că nu este fezabil. Da? E nevoie de leadership, e nevoie de viziune asumată la nivel local. Și atunci trebuie cumva să îngustăm, să zic așa, zona de luarea deciziilor, dar în același timp să le ținem, cum să spun, în accountability, vine în engleză, în română, e greu de traduce acest cuvânt, responsabile în fața cetățenilor. Da? Și atunci, cum putem face asta? La asta ne gândim cel mai mult și noi și la asta se gândește în principal Ministerul Dezvoltării în acest moment. Cum să le facă să le fie eficiente, să producă acele proiecte de care avem nevoie pentru a îmbunătăți viața oamenilor? Pentru că despre asta este vorba în final. Mai avem timp de o întrebare. Practic, fondurile structurale și alocarea lor viitoare sau logica alocărilor viitoare ar putea încuraja într-un fel sau altul această cooperare, atât la nivel rural, cât și la nivel urban, în cadrul acestor zone urbane funcționale? Cel mai... În viitoarea perioadă de programare vor fi niște instrumente, cum sunt... instrumente teritoriale integrate, parcă se numesc, care prioritizează accesul la mai multe fonduri printr-un singur proiect, dar care sunt condiționate de anumite asocieri. Uh-huh. La fel și în cazul comităților de dezvoltare locală și așa mai departe. Uh-huh. Rămâne de văzut. Trebuie creat... partea soluției. Au mai fost, de exemplu, că polul creștere astfel de finanțări. E o condiționare prealabilă asupra resurselor. Asupra asocierii. Asupra asocierii. Cât de departe poate merge condiționarea? Nu știu, pentru că momentul pică destul de prost, pentru că strategia de dezvoltare teritorială a fost anunțată în 2014, când se va fi încheiat etapa de programare acum. Așa că, nu știu, mă gândesc că fiind în cadrul aceiași minister, ar trebui să comunice bine în cadrul ministerului și sunt convins că vor face acest lucru, să vină cu elemente încă de pe acum, pentru că deja se lucrează la strategie, au câteva elemente, astfel încât să se poată cuprinde și să avem instrumente financiare care să susțină astfel de politici. Ultima întrebare, 8 regiuni mult mai eficiente decât 41 de județe? Nu știu dacă 8. De exemplu, Uniunea Europeană, asta știu de la Alexandru, Uniunea Europeană condiționează ca primul criteriu să fie cel identitar, nu neapărat pentru o zonă. Nu știu dacă sunt neapărat mai eficiente. Principiul acesta al egalității, vedeți, să avem zone care să fie egale economic, cu același număr de cetățeni, același PIB eventual pe capitolul locuitor și așa mai departe, este un principiu destul de uniformizator și atunci e greu ca să vii cu proiecte separate, cu instrumente de dezvoltare separate, atâta timp cât ele sunt la fel. E o metaforă aici foarte ușor de înțeles. Ai niște cuie bătute în sunt toate la alt nivel, da? Într-o masă bătute. Unele sunt mai jos, altele sunt mai sus. Cum aduci același nivel de întrebare? Ai două posibilități. Faci cum facem acum, creăm regiuni similare, adică luăm un ciocan și le bătem pe toate în masă, sunt toate același nivel, sau iei o Tesla și le scoți, sau încrește și le scoți pe cele care sunt mai jos la același nivel de mai sus. Adică îți concentrezi eventual finanțarea către zonele în care este mai multă nevoie. Dar asta este și principiul european, de altfel, pe politica de coeziune. Și atunci mă gândesc dacă chiar am avea nevoie de regiuni care să fie similare. Poate, din contră, am avea nevoie de regiuni gândite funcțional, cum spunea mai devreme Alexandru, sau bazate, nu știu, mai mult pe similitudini. Și atunci să intervii cu instrumente dedicate pe zonele în care ai nevoie, nu peste tot la fel. Da, plus că în momentul în care interpretăm, încercăm să facem regiuni care au aceeași nivel de dezvoltare, să zic așa, s-ar putea să fim conduși pe o cale greșită. Pentru că când se fac calculele, zonele care sunt mai puțin dezvoltate vor fi ridicate mai sus de PIB și de calitatea vieții din zonele mai dezvoltate. Și atunci se creează un echilibru artificial care, de fapt, în realitate, nu există. Este o oportunitate, și cu asta încheiem, este o oportunitate 2013, momentul în care trebuie să fie făcute trei strategii cheie. În 2014, cum vom avea
cum va arăta țara? Mai funcțională? Acum, nu știu, zilele 10 astea se vorbește că, de fapt, reforma până la urmă, deședezarea, regionalizarea, deședezarea nu are suficient sprijin politic. Se pare că va fi amânată. Deocamdată nu știm foarte multe lucruri, adică în acest moment nu prea se comunică în ce direcție să mergem. Ultimul mesaj dat este că vom merge înainte, dar toată lumea la nivel informal astăzi, în momentul de față, vorbește că nu se știe dacă regionalizarea, deșertezarea va continua în acesta, fiind dependentă de o viitoare posibilă nouă Constituție, de un referendum și alte aspecte care sunt politice. Poate sabota puțin și strategia dezvoltării teritoriale, pentru că dacă se amână, nu știm pentru cât timp, strategia asta are un termen, are o bătaie destul de lungă în timp. Da. Rămâne de pozitiv. Este pentru 2035, dacă nu știu, 2035. Vă mulțumim. A fost Ciprian Ciucu, directorul Centrului Român de Politici Europene, directorul de programe și Alexandru Ghiță, expert afiliat al Centrului pe dezvoltare regională. Vă mulțumim.